În lunile februarie-martie 2020, la Galeria de Artă Ioan Sima a Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, publicul va putea vizita o expoziție dedicată biopoliticii și eugenismului în România anilor 1920-1944, o continuare a unei expoziții ce a abordat aceleași subiecte pentru anii 30 și care a fost prezentată publicului sălăjan la începutul anului trecut. Despre cum s-a născut această expoziție a vorbit curatorul Marius Turda, profesor de istoria biomedicinii în Europa Centrală și de Est în secolul 20 la Universitatea Oxford Brookes din Marea Britanie. Expoziția Știință și etnicitate 2, biopolitică și eugenism în România 1920-1944 poate fi vizitată până în data de 25 martie. 1980, an important în istoria României, după cum știți, na, se creează România Mare. E un mare avânt patriotic. Trebuie să iei absolut sincer dorința lor de a face un stat român. Pentru prima dată a avut șansa unică în istorie să ai un stat național român așa de mare, da? Bun, deci trebuie să accepte lucrul ăsta și să le iei serios ca atare. Și trebuie să fii mândru de momentul ăla. Este unic în istoria României. N-ai ce să nu găsești ceva asemănător cu ăla. Și asta este foarte simplu. Nu este patriotism simplu. Este pur și simplu dorința simplă de a fi parte din acel continuu istoric care te face parte din toată discuția asta. 2. Dacă accepți acest lucru, atunci înțelegi foarte bine de ce. Când au pus mâna într-adevăr pe putere și când au pus mâna într-adevăr pe provinciile istorice, dorința lor nu a fost neapărat. Sigur că Constituția a respectat drepturile minorităților. Constituția a respectat faptul că puteau să aibă școli și mai departe. Dar ei știau foarte bine cu cât perpetuăm acest mit liberal al construirii unui stat civic, cu atât va fi mai rău pentru noi. Și s-a dovedit clar că în 1940 exact asta s-a întâmplat. În 1918, toată libertatea din Ardean, de la Iuliu Moldovan până la Maniu, Hațeganu, toți oamenii care construiesc toate școlile de la Cluj, toate instituțiile de cercetare, universitatea, o renumesc mai întâi, sigur, e Dacia Superioară, n-a rămas Dacia Superioară, dar era un nebun totuși, am numit-o Ferdinand. Ei au pornit cu această problemă foarte simplă. Nu e vorba să avem ceva cu maghiarii. El e vorba să construim un stat român, autentic. Și aveau două posibilități. Una dintre ele, și aici Moldovan, Iuliu Moldovan, creatorul școlii de la Cluj de medicină socială și marele promovator al acestei fel de a gândi în Ardeal, a zis, avem nevoie de o nouă formă de naționalism. Naționalismul cultural de secolul 19 românesc este insuficient. A ajuns la momentul cheie, 1918. Acum avem nevoie de un nou român, pentru o nouă Românie și un nou naționalism. Și el, venind din această tradiție medicală, el fiind medic de felul lui, și la zi, cu toată discuția în Occident și în Europa Centrală, că asta făceau și cehii, asta au făcut și polonezii, și într-un fel au făcut-o maghiarii, mai devreme puțin, să creeze un stat unitar, care nu era bazat pe națiunea politică, ci pe afilierea etnobiologică, apartenența etnobiologică la acel grup. El a spus, dacă vom reuși să păstrăm România, vom păstra doar în această direcție, în care vom reuși să creem o nouă cultură civică și națională. Și sigur, a avut la posibilitate, a avut două lucruri la îndemână. Unul, Astra, el devine președintele Astrei, după ce Goldiș se duce, și el declară la Zalău, a fost la Zalău treaba, foarte frumos, noua politica Astrei este biopolitică. Nu există altă formă de naționalism românesc decât biopolitică.